Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. O basarabeancă de 29 de ani a fost condamnată în Italia la 5 ani de închisoare după ce și-a bătut copilul de 4 ani, iar acesta a murit în spital. Premierul Pavel Filip dă vina pe contabili și directori pentru că au făcut erori și au calculat greșit salariile unor angajați după aplicarea noii legi a salarizării. Autoritățile din România au declarat epidemie de gripă la nivel național. Anunțul a fost făcut în această dimineață de ministrul Sănătății de la București. Și-a bătut copilul până l-a lăsat fără suflare. O basarabeancă de 29 de ani a fost condamnată în Italia la 5 ani de închisoare pentru omor prin imprudență. Tragedia s-a întâmplat în luna ianuarie 2017 în orașul Modena. Potrivit presei italiene, copilul în vârstă de 4 ani a ajuns la spital în stop cardiac, iar medicii nu l-au mai putut salva. Poliția a constatat că micuțul a fost bătut cu bestialitate de propria mamă, care era șomeră și se ocupa de educația lui. Femeia locuia cu un cetățean albanez aflat în arest la domiciliu după ce a fost condamnat pentru proxenetism și mai are o fetiță în vârstă de 9 ani. Poziție nedorită în statistici. Republica Moldova ocupă locul 117 din 180 de state în ceea ce privește indicele de percepție a corupției pentru anul 2018. Care sunt cele mai corupte, dar și cele mai puțin corupte state din lume? Vă spunem în Telejurnal. După ce o profesoară din Ungheni s-a plâns că leafa i-ar fi fost micșorată cu 1200 de lei, premierul Pavel Filip dă vina pe contabilii și pe directorii care ar fi făcut erori de calcul la salariile unor angajați, după aplicarea noii legi a salarizării. Când domnul prim-ministru Pavel Filip a declarat că sunt mincinoși cei care au zis că salariul li s-a micșorat, vreau să-i zic, eu fac parte dintre mincinoșii cărora li s-a micșorat salariul, mie personal, cu 1200 de lei. Asta a declarat Maria Buruiană, profesor și director educativ la liceul Gheorghe Asachi din Ungheni. Deși recunoaște că a auzit despre acest caz și că i-au mai fost aduse la cunoștință mai multe plângeri, Pavel Filip spune că sunt niște speculații. Sunt foarte multe reclamații că au ridicat salarii mai joase decât le-au avut în trecut și vreau să le sugerez tuturor să se adreseze la contabili, la directorii întreprinderilor, cei care nu au calculat corect salariul mediu pe anul trecut și nu le-au plătit această compensație ca să ajungă la nivelul unui salariu nu mai jos decât în mediu a primit pe anul trecut. Atunci când legea salarizării a fost aprobată, premierul spunea că în urma implementării reformei la bugetari, nimeni nu va avea un salariu mai mic de 2000 de lei. Sunt mii de oameni care se bucură și beneficiază de această lege, ridicând salarii care duble, care triple, care mai puțin, dar majorate. Premierul dă asigurări că peste o lună se va face o analiză amplă, iar în cazul în care va fi nevoie, se vor face modificări la legea salarizării. Cel mai mult mă întristează și poate chiar mă mulțumește faptul că oamenii la noi nu au răbdare și nu au încredere să se adreseze atunci când identifică o problemă, dar imediat se apucă să facă politică și declarații. Guvernul promite salarii majorate pentru bugetarii din educație, sănătate și asistență socială. Costul implementării proiectului privind legea salarizării pentru anii 2019-2021 este de 3,9 miliarde de lei. Tranzacție bancară importantă, statul va cumpăra cele 64% din acțiunile Molding cu un banc pentru care va plăti circa 760 de milioane de lei. Ulterior, pachetul de acțiuni ar urma să fie vândut unui potențial investitor european. Este vorba despre o companie înființată în Bulgaria în anul 1996. Cele peste 3 milioane de acțiuni vor fi cumpărate de către Agenția Proprietății Publice din banii alocați de Ministerul Finanțelor. Prețul de 760 de milioane de lei corespunde cu prețul de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată. Cu investitorul din Bulgaria, Doverie United Holding AD, ar urma să fie semnat un antecontract, însă în cadrul licitației va avea condiții egale cu orice alt participant. Decizia executivului de a cumpăra și ulterior de a vinde acțiunile noi emise ale băncii Moldova
Holding Combank va contribui la menținerea stabilității instituției financiare și va facilita realizarea tranzacției cu potențialii investitori. Aceeași procedură care corespunde bunelor practici din țările europene a fost aplicată și anul trecut în cazul Moldova Agroind Bank. Amintim că în anul 2016 Banca Națională a Moldovei a constatat acțiuni concertate din partea unui grup de acționari. Aceștia au achiziționat o cotă substanțială din capitalul social al băncii, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Moldincom Bank este a doua cea mai mare bancă pe piața locală. Frați și la bine și la rău, doi gemeni de 23 de ani vor merge împreună în judecată după ce au fost reținuți de oamenii legii pentru comiterea unui jaf. Incidentul a avut loc în decembrie pe o stradă din Chișinău. În timp ce o femeie de 35 de ani se întorcea acasă, cei doi frați, originari din Ocnița, i-au sustras geanta în care se aflau 800 de lei și alte bunuri. Anchetătorii spun că gemenii nu sunt la prima abatere. Cei doi au mai fost judecați pentru infracțiuni similare. La audieri, gemenii și-au recunoscut vina și acum riscă până la 7 ani de închisoare. Poziție nedorită în statistici, Republica Moldova ocupă locul 117 din 180 de state în ceea ce privește indicele de percepție a corupției pentru anul 2018. Cu un total de 33 de puncte din 100, țara este la fel de coruptă ca Pakistanul și Vietnamul, în viziunea celor care au întocmit raportul. În cel mai recent clasament al indicelui de percepție a corupției, Republica Moldova a obținut cu 2 puncte mai mult decât în 2017, dar același punctaj ca și în 2015. Studiul mai arată că țara vecină, Ucraina, se situează pe locul 120 din 180, în timp ce România se află pe locul 61. Cel mai puțin corupt stat al lumii este pentru al treilea an consecutiv Danemarca, urmată de Noua Zeelandă, Finlanda, Singapore, Suedia, Elveția și Norvegia. La finalul clasamentului se află Sudanul de Sud și Siria, urmate de Somalia. Punctajul a fost obținut în funcție de modul în care funcționează instituțiile statului, statul de drept și dezvoltarea economică. Proiectul Școala Mea a implicat circa 50.000 de oameni, a discutat bugetele școlii, a stabilit prioritățile pentru școli. Multe idei interesante au venit din partea elevilor. Noi am fost de acord împreună cu Consiliul de Administrație, administrația instituției și astfel am modernizat liceul nostru. Școala Mea, în principal, și-a pus ca scop promovarea instrumentelor de responsabilizare socială. Prin ce metodă poate fi democratizat procesul educațional și care sunt rezultatele implementării proiectului Școala Mea? Discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Autoritățile din România au declarat epidemie de gripă la nivel național. Anunțul a fost făcut în această dimineață de către ministrul Sănătății de la București. Sorina Pintea a încercat să liniștească populația, spunând că nu este cazul să intre în panică, dar vaccinarea rămâne și în perioada următoare soluția. Putem spune în acest moment că s-a înregistrat a treia săptămână consecutivă epidemică. Existând o succesiune de cel puțin 3 săptămâni epidemice, conform uzanțelor, se constată că vorbim de o evoluție epidemică a gripei. Au fost înregistrate 54 de decese confirmate cu virus gripal. Vaccinarea rămâne și în perioada următoare soluția pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Specialiștii estimează că această circulație intensă se va menține inclusiv în luna februarie. Au fost vaccinate 1.287.250 de persoane până ieri. Ministerul Sănătății a comandat suplimentar 30.000 de vaccinuri, care începând de mâine vor fi distribuite în țară la direcțiile de sănătate publică care au solicitat acest lucru. Gripa avem în fiecare an. Nu cred că este cazul să ne panicăm. Trebuie doar să aplicăm măsurile pe care le-am comunicat încă de la debutul sezonului gripal. Apa și săpunul sunt sfinte. Nu dezinfectantele, ci apa și săpunul. Ca atare, trebuie să reluăm modalitatea în care ne spălăm pe mâini, de câte ori ne spălăm pe mâini, cum ducem mâna la nas și la gură, cum strănutăm. Nu se poate pune problema unei carantine. Carantina este o măsură care este adoptată în situații extreme, situație pe care noi nu o trăim. Dacă vreți, putem să spunem că trăim o situație, cu ghilimele de rigoare, normală. Gripa așa evoluează câteodată.
Fostul premier al României, Mihai Tudose, a demisionat din PSD și intră în Partidul Pro-România al lui Victor Ponta. Rămân celebre declarațiile lui, prin care de-a lungul timpului își avertiza colegii de partid că este nemulțumit de cum funcționa PSD. Dacă cineva vine și spune că în partid totul este în regulă, e amfloit la leoa înglastă, soarele e în fereastră, e perfect, nu este. Nu este. Haideți să ne înțelegem că vorbesc. Nu este. Acum, într-o postare pe Facebook, Tudose scrie că o parte din conducerea PSD a înlocuit agenda publică actuală cu cea a propriilor interese și că orice încercare de democratizare a deciziilor în partid este sortită eșecului. Fostul premier vorbește și despre necesitatea unei justiții corecte pentru oameni, nu doar pentru unii oameni. Recent și fostul ministru al apărării, Adrian Țuțuianu, exclus din PSD, a trecut la formațiunea lui Victor Ponta. De asemenea, comisarul european Corina Crețu a anunțat că va candida la europarlamentare pe listele Pro-România. O întreagă stațiune turistică din Spania a fost evacuată din cauza pericolului ridicat de avalanșe. 300 de vizitatori și 50 de angajați au fost relocați după ce ninsorele puternice au dus la depunerea jumătate de metru de omăt în numai câteva ore. Riscul unei catastrofe a crescut brusc. Panticosa este o stațiune de schi din Pirineii Spanioli. Imaginele pe care le vedeți au fost furnizate de Garda Civilă din Spania. Autoritățile din centrul Statelor Unite sunt în alertă după ce meteorologii au emis avertizări de gernă prasnic. Se anunță și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoacă degerături în doar câteva minute. În regiunea Chicago, unde a nins deja foarte mult, meteorologii avertizează că va fi la fel de frig ca la Polul Nord. După ce a nins câteva zile la rând, iar gerul este nemilos, este greu să mai scoți mașina din parcare. Deși era foarte frig de dimineață, orașul Kalamazoo din statul Michigan era foarte animat. Și drumarii și localnicii se luptau cu troienele înainte ca frontul polar să înghețe zăpada. It was really bad today, like it was very bad, like... It was hard to get around, like I said, it's my fourth time getting stuck. Autoritățile le cer locuitorilor din regiunile afectate să fie pregătiți pentru cei mai rău, cu pături, rezerve de carburanți și conserve sau baterii de rezervă, iar bolnavii cronici care au nevoie de tratamente la spital să se interneze deja. Obviously, I would suggest getting a blanket, extra set of clothing. Maybe an alternative battery source for your phone in case you need to call for help. Meteorologii avertizează că va fi frig și vânt toată săptămâna, așa că oamenii sunt sfătuiți să stea acasă dacă nu trebuie să iasă neapărat. De altfel, zilele acestea este și greu să te deplasezi, indiferent de mijlocul de transport ales. Unele autostrăzi sunt închise, pe căile ferate au fost introduse restricții și peste 2000 de zboruri interne au fost anulate. Informează-te înainte să alegi. Află cine și de ce vrea să ajungă aici. Sunt Mihai Rădulescu și vă aștept zilnic la 2 ore de dezbatere electorală. Vor fi alături de mine toți cei care contează într-o confruntare echilibrată și imparțială. Au transformat biblioteca în iarmaroc. Reprezentanții Bibliotecii Municipale Bogdan Petricecu HD-ul au organizat în premieră un talcioc științific. Evenimentul a reunit bibliotecarii celor 27 de filiale care și-au promovat serviciile, au făcut schimb de experiență, s-au jucat și chiar au vândut cele mai originale idei și cercetări științifice. Cine a zis că știința nu poate fi o marfă, mai ales în era tehnologiilor? Au demonstrat-o cei de la Biblioteca HD-ul în cadrul primului talcioc științific. Este un eveniment care sparge tiparele. Noi încercăm prin acest eveniment să sensibilizăm însăși comunitatea bibliotecară ca să fie mai deschiși pentru a populariza știința în sine. E un turnul Babel al științei pentru că avem mai multe structuri care se ocupă cu știința, cercetare bibliografică, studii și cercetare. Avem editorialul care se ocupă cu revista noastră, avem comunitatea de povestași, avem un concurs Ignite în care iarăși vin cu
experiență trăită în bibliotecă, cu un serviciu, cu un produs și se transformă într-un fel în niște capsule ale timpului. Pe lângă prezentarea serviciilor, bibliotecarii au participat și la o piață de idei cu prețuri accesibile. Bibliotecarii care ne mijlocit s-au implicat în activitatea de cercetare, vor vinde celorlalți colegi din rețeaua noastră ideile lor, formele de organizare a diferitor evenimente, metode noi de interacțiune cu utilizatorii, dar toate astea având în spate niște cercetări științifice. Astfel, fiecare comunitate de bibliotecari a scos pe tarabe tot ce a avut mai bun. Cei care reprezintă serviciul de povești digitale au venit cu o colecție nouă. Avem aici un butic, povești de marcă, și sunt produsele proaspete de anul acesta, le puteți vedea aici, colecția promovarea lecturii. Mai avem și alte produse, promovare de servicii, de personalități, a bibliotecii. Am selectat, am venit cu o colecție așa mai fresh. Și pentru că inovația ocupă tot mai mult loc în biblioteci, cei de la Ignite Club HD-ul și-au prezentat și ei oferta. Asta ar însemna ceva scurt, ca o scânteie. De fapt, este și un motto, adică luminează-ne, dar foarte succint. Și are careva reguli, da? Deci este vorba de 5 minute, 20 de slide și doar 15 minute per fiecare slide. O altă comunitate și-a propus să demonstreze că știința poate fi voioasă și accesibilă. Noi vindem idei, noi vindem atitudini deschise pentru inovații, pentru lucruri noi. De fapt, ideea centrală a tarabei noastre este că știința astăzi, mai ales astăzi, are nevoie de popularizare. Nu de simplificare, ci de o racordare la orizontul de așteptare al omului simplu. Participanții au avut ocazia să redescopere știința în cadrul mai multor ateliere, teste, cercetări, blitz și chiar jocuri. Cei mai buni bibliotecari au fost premiați la categoriile cercetători, inovator, formator, comunicatori, oratori sau povestașii anului 2018. Comitetul Național Olimpic a premiat cei mai buni sportivi și promotori ai sportului în 2018. O diplomă i-a revenit și postului nostru TVR Moldova pentru promovarea sportului și a mișcării olimpice în Republica Moldova. Colegii de la TVR Moldova. Premiile au fost oferite la Cina Olimpică, eveniment organizat cu ocazia sărbătoririi a 28 de ani de la fondarea instituției. Vicecampionul mondial la lupte greco-romane, Victor Ciobanu, a fost desemnat cel mai bun sportiv moldovean al anului 2018. Mă bucur foarte mult că a fost în acest an topul sportivilor la lupte greco-romane, unde am decurs foarte bine. Și mă bucur că am avut o echipă unită, unde au făcut performanțe în toate categoriile, și de la cei mici până la cei seniori. Sportiva anului a fost aleasă campioana mondială la lupte libere, Anastasia Nikita. Luptătoarea participă acum la campionatul Indiei, de aceea premiul a fost ridicat de antrenorul ei, Tudor Cârlan, nominalizat și el printre cei mai buni antrenori ai anului. 2018 a fost productiv, dar 2019 cred că va fi încă mai productiv, deoarece sunt calificările la Jocurile Olimpice și ne vom strădui să luăm calificarea, dacă nu 2019 și 2020, cred că vom reuși. Tradițional, Cina Olimpică reunește sportivi, antrenori, oficiali, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, oameni de afaceri și din domeniul culturii, dar și jurnaliști, totul pentru a celebra spiritul și valorile olimpice. A fost un an reușit pentru noi, pentru mișcarea olimpică în general, pentru sport. Dacă vorbim pe plan a rezultatelor sportive, avem 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice, la juniorat, avem vicecampioni mondiali, campioni europeni. Comitetul Național Olimpic a fost fondat pe 29 ianuarie 1991. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Știrile noastre le găsiți pe pagina tvremoldova.md sau pe Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!